Salutare! Astăzi vă voi prezenta semințele de flori pe care le-am cumpărat să le semăn în 2023. Semănarea lor va începe undeva din luna aprilie-mai, pentru că majoritatea plantelor pe care le-am cumpărat nu se seamănă mai devreme și oricum în ultima vreme avem ger până prin aproape de mai, aprilie. Așa că le voi semăna mai târziu. Voi începe să vă arăt aceste flori minunate de condurul doamnei, nasturtium. Sunt mai multe tipuri, mixt. Aici e portocaliu cu un roșu mai deschis și cu galben. Aici am roșu. Empress of India se cheamă tipul de semințe. Acestea sunt single flowered, Tom Tam, alb cu portocaliu, somon mai degrabă, roșu, tot mixed, Jewel of Africa, acesta are frunzele variegate, și Glorious Gleam, care are florile îmbuchetate. Deci am luat atâtea pachete de semințe de condurul doamnei, pentru că sunt niște plante total nepretențioase, pot fi semănate direct în sol, undeva la începutul lui mai. Nici nu au nevoie de foarte multe udări, deși le place apa, dar la mine au rezistat foarte bine și cu udare la săptămână. Înfloresc abundent, dacă le curățați, până toamnă târziu vor înflori și vor continua să vă înfrumusețeze grădinile. O plantă total nepretențioasă și merită locul ei în orice grădină. Apoi am luat floarea soarelui, pentru că am constatat că în grădină crește foarte frumos. Am găsit o floare a soarelui semănată probabil de păsări, pentru că noi n-am plantat-o, a crescut, a făcut o pălărie foarte frumoasă și am și mâncat semințele. A fost extraordinar să o avem. De aceea am decis să iau mai multe. Aceasta este un soi pitic de floarea soarelui. Aceasta este Evening Sun, o face o pălării medii. Cu petalele de culoare sau sepale sunt, că florile sunt în inflorescență, de culoare roșie, arămie și acest pachet de floarea soarelui mixt. Cred că mai am un pachet aici, dacă nu mă înșel, da, am mai multe tipuri. Este o colecție. Beauty Bakito, Irish Eyes, scrie aici, cea bătută, Teddy Bear, Velvet Queen este cea cu mai închisă la culoare, Beauty Bakito este cea micuță, Irish Eyes are floarea mai mică și Sunburst este mixul de culori. Sperăm că se vor prinde și acestea și ne vor înfrumuseța grădina anul acesta. Apoi vreau să vă arăt colecția de Cosmos. Am luat Cosmos duble, cranberries. Din nou, și acestea sunt total nepretențioase. Le-am semănat direct în sol. Le ia, într-adevăr, ceva mai mult să ajungă la perioada de înflorire. Ajung să înflorească undeva înspre septembrie, sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, apoi înfloresc abundent. Am avut una, cred că aceasta, Cosmos Sensation Picote, s-a făcut o plantă uriașă și a înflorit până în noiembrie. Deoarece am avut o toamnă mai blândă, lungă, călduroasă, am florit abundent până în noiembrie, ajunsese o plantă uriașă, deși solul este nisipos și nu are suficientă apă. Aceasta a rezistat extraordinar de bine și am decis să cumpăr
mai multe pachete de cosmos, pentru că îmi place foarte mult cum se comportă și sunt total nepretențioase, nu le mănâncă melcii, înfloresc abundent, oferă structură grădinii, chiar se merită. Și am luat mai multe soiuri, aceasta dublă cu alb și cu violet. Sensation Dazzler este, cred că, un soi de ciclam, o culoare foarte aprinsă. Snowpuff este un alb ca un bulgăre de zăpadă, este bătută și aceasta este o floare dublă, bogată. Mandarin Orange, foarte nepretențioasă, este o plantă mai mică, dar face multe floricele micuțe, de o culoare portocalie, un portocaliu foarte vesel, chiar se merită să-l aveți în grădină. Cele duble cranberries și Sensation Picote. O singură plantă am avut dintr-un pachet mai mare, dar a compensat pentru 10 plante. Bun. Apoi o să vă arăt cărciumăresele. Inițial am crezut că este un cosmos când am văzut-o, dar este o cărciumăreasă, zinia. Are o floare stelată, aș zice. Îi zice Starbright Gemengd. Cred că este denumirea în olandeză. Starbright Mixed. Da, Starbright. Este foarte drăguță. Nu am mai avut astfel de cărciumărese care să semene cu un cosmos. Și ele se descurcă foarte bine, chiar fără udare, în special toamna. Înfloresc undeva la sfârșitul lui august ale mele, deoarece poate din cauza că le-am și semănat mai târziu și au avut parte de udare foarte sporadică, adică mai deloc. Abia la sfârșitul lui august, începutul septembrie, au început să înflorească și ele au rezistat foarte bine până în noiembrie, total nepretențioase, și le-am plantat direct în sol. Zinia Zinderella, piersică, o floare bătută, mare, aproape ca o dalie, dar rezistența este mult mai mare. Cărciumăresele sunt flori ideale pentru pus în vază, pentru că rezistă până la 10 zile, poate și mai mult, depinde de soi. Petalele lor sunt, sau ce vedeți, partea colorată, pentru că florile sunt, de fapt, bumbișorul acela mic. Acestea au consistența unei frunze și de aceea rezistă atât de bine. Nu sunt moi, nu sunt casante, sunt destul de rigide și de aceea se țin atât de bine în vază. Foarte frumoase și mirosul este plăcut. Din nou, o cărciumăreasă care seamănă cu un cosmos, foarte frumoasă. Zinia Profusion Cherry Bicolor. Zinia Persian Carpet, nu le-am mai avut. Și zinia Zinderella Orange. Din acestea am cumpărat acum 2 ani tot de la Semințe Flori. Foarte frumoase, au înflorit extraordinar de mult, de bine. Din păcate mi le-au mâncat melcii, dar m-am decis să revin asupra lor pentru că s-au comportat foarte frumos în grădină și îmi plac mult căciumăresele, în special în spațiile însorite, pentru că sunt nepretențioase, deși le place dacă le uzi, dar nici dacă nu le uzi, nu se întâmplă nimic, ceea ce e foarte bine. O să încerc anul acesta și cu creițele. Am 2 tipuri de creițe. Taghete Spatula Durango Bolero. Este bicolor, dar nu este creița clasică ca aceasta, cu mijlocul bordeaux. Nici nu știu cum să-i zic, nu e nici bordeaux, grena și petalele galbene. Acesta este galben cu pete roșiatice. Am mai încercat creițe, din păcate le mănâncă melcii, unde am solul foarte nisipos, avem și foarte mulți melci și mi le-au mâncat melcii și de data asta o să încerc în grădina tatălui meu, unde nu sunt melci, am crescut creițe acolo când eram copil, se comportau destul de bine și fără udare și voi încerca din nou anul acesta, nu mă dau bătută.
Am mai luat valeriană, care este o plantă perenă, rezistă până la minus 28 de grade Celsius, dar trebuie protejată la semănare. Din nou, o voi semăna până undeva în mai iunie, dar în ghivece, pentru că nu am foarte multe semințe din ea. O să vă și arăt cum arată recipientele de semințe de la Semințe Flori. Le ambalează ei. Și au aceste ambalaje argintii care protejează de umiditate. Au și ziploc, să putem să le închidem etaj după. Și semințele sunt în aceste mici recipiente de plastic, să nu se ude și nici nu le pierdem prin ambalaj. Bun, o voi închide și o voi pune la loc. Și am mai cumpărat verbena. Această plantă nu rezistă la îngheț, rezistă până la minim 5 grade Celsius, ceea ce înseamnă că iarna trebuie protejată. Ce înseamnă că iarna trebuie protejată de îngheț. Dar cresc niște plante destul de înalte, subțirele, și au niște inflorescențe mici roz care atrag polenizatori, în special fluturii sunt mari fani verbena. Ok, am mai luat aceste mini crizanteme, White Stars. Am crezut că fac niște inflorescențe mai mici și mai bătute. Nu sunt perene, sunt plante anuale. Le-am plantat deja, am luat două pachete. Un pachet este deja la răsad. Să vedem cum se comportă. Am mai luat semințe de Coreopsis. Coreopsis sunt plante anuale acestea. De regulă, eu le știam de plante perene, dar acestea se pare că sunt plante anuale. Am multe Coreopsis acasă, dar sunt cele care rezistă. Sunt foarte frumoase. Fac niște flori vesele, au frunzele ca mărarul. Florile înfloresc undeva din mai, iunie, depinde de soi. Acestea văd că se plantează în aprilie-mai în câmp, în soluri care nu sunt fertile. Incredibil. Acestea o să încerc să le plantez în zona în care am nisip și nu e sol fertil și vom vedea. Am mai luat floarea făclie. Este o plantă perenă, rezistă până la minus 29 de grade Celsius. Nu știu câte semințe am aici. Aș putea să mă uit, dar să iau farfeca, pentru că văd că nu are semn să despre. Prind. Ia să vedem cum arată semințele. Un ambalaj destul de mare, foarte multe semințe. O să încerc să le semăn în răsadniță ca să nu pierd plantele. Plante foarte prețioase. Când vine frigul, atunci te înveselesc cu florile lor. Înalte, ca niște făclii, foarte plăcute să le vezi. Am mai luat o enotera, este, bună dimineața, mexicană, cred că îi zice, nici nu o știi. Ah, se pare că acesta este o plantă perenă, rezistă la îngheț până la minus 34 de grade și rezistă bine și la secetă. Iar îndepărtarea florilor o ajută să înflorească. Cred că e altă floare decât ce mi închipuiam eu că este. Știam că sunt cu florile astea galbene niște oenotera anuale pe care trebuie să le semen din nou, dar posibil să mă înșel. Adică mai mult ca sigur mă înșel, pentru că acestea par perene. Lobularia maritima e un alisum.
L-am luat pentru polenizatori. O să semăn împreună cu roșiile sau cu ardei. Să vedem cum se comportă. Iberis ferii mixt. Nu știu, mi s-a părut că seamănă cu alisul mai degrabă. Nu rezistă niciuna la îngheț. Ambele sunt plante anuale și le-am luat pentru polenizatori. Să le semăn în solar. Nicotiana, pitică, mixt, adorabile plante. Le voi semăna lângă căsuța de grădină, unde am avut și anul trecut nicotiana, doar că trebuie să pun și ceva pentru melci, pentru că se pare că le place foarte mult nicotiana melcilor. Și anul trecut am rămas fără nicio frunză, doar cu florile în vârf, dar sunt flori minunate. Gonfrena este o plantă foarte frumoasă, seamănă cu floarea de trifoi, este o plantă anuală. Îmi place foarte mult cum arată, doar că după aceea am citit că îi place foarte mult solul fertil și apă, udare abundentă. Ceea ce la noi nu o să se întâmple, dar vedem cum se va comporta. Am luat și Titonia rotundifolia, floarea soalului mexicană, îi zice. Nu rezistă la îngheț, ceea ce este foarte bine, pentru că această plantă este o plantă invazivă, crește foarte, foarte înaltă dacă are condiții de umiditate sporită, gen insulele Hawaii, păduri ecuatoriale, unde plouă foarte des, sau poate mă înșel, nu știu dacă plouă foarte des pădurile ecuatoriale, dar da, pot să o plantez, soluri sărăcăcioase, e bine că moare iarna, pentru că este foarte invazivă și nu vrem să ne invadeze flora locală. Și am și sweet peas sau sângele voinicului, zice la noi. Sunt niște, e un soi înrodit cu mazăre, aș putea spune, doar că face flori uriașe și foarte frumos mirositoare. Se mănâncă și florile și frunzele și tulpinile și semințele inclusiv. Ce am mai luat? Am mai luat flori de moita. Din nou, și aceștia sunt flori invazive, dar sunt ușor de controlat atunci când le plantezi într-un sol care nu e fertil și nu vor invada întreaga grădină. Sunt flori bienale, înfloresc al doilea an de la semănare. Am plantat deja într-o jardinieră împreună cu florile de amaryllis. Se comportă extraordinar de bine pentru niște plante plantate în jardinieră în casă și mă bucur că le-am luat. Am luat panseluțe pe care le voi planta la vară să înflorească anul viitor, în 2024. Porumb dulce, căpșuni pe care le voi planta în răsadnițe pentru a nu le pierde. Am mai plantat afară și mi-au răsărit plantele, dar la omul ca melcii. Un soi de lubeniță, Crimson Sweet. Sunt curioasă. Din nou, le voi face răsad și apoi le voi planta în zona cu nisip. Melcilor nu le place lubenița, mai bine pentru noi. Am avut acum 2 ani și s-a comportat foarte bine, a crescut uriașă lubenița și vom planta și anul acesta. Încă o floare a soarelui pe care am ratat-o, să vă arăt. Castraveciori. Un soi de roșii tradițional, Elisabeta, este un soi cu creștere nedeterminată. Le-am selectat special pentru asta, pentru că având solar, de regulă avem roșii până noiembrie târziu spre decembrie, când dă înghețul
ultimul îngheț și avem și gogonele și roșii coapte. Dacă luăm gogonelele și le ducem în casă, le lăsăm la temperatura camerei, se vor coace și așa puteți aveți roșii proaspete, coapte, gustoase până la începutul lui decembrie. Dacă aveți solar, bineînțeles. Și sunteți într-o zonă nu de munte. Și am mai luat acest soi Ruxandra. Nu le-am mai luat până acum. Sau cel puțin nu am știut eu. Ambele sunt cu creștere nedeterminată. Și vom vedea cum se comportă. Sunt ceva semințe față de roșiile cherry, unde aveam 10 semințe la pungă. Dar sper să... De regulă am succes cu răsadurile de roșii. Sper să am și anul acesta și vă voi arăta un update când le voi planta. Și ultimele plante, Nicotiana alata. Aceasta este Nicotiana regina nopții clasică, înaltă, mare. O margaretă de toamnă. Nu a mai crescut așa ceva. Gelbenium segetum. Nu scrie nicăieri dacă este sau nu perenă sau anuală. Va trebui să citesc mai multe despre ea. Mi-a plăcut foarte mult cum arată floare. Și cu asta am încheiat. Vă mulțumesc pentru atenție și vă voi ține la curent pe măsură ce le voi planta, dacă avem succes cu ele sau nu. Mulțumesc!